Bună, dragii mei, gemeni, talara voastră pentru luna septembrie. Să vedem la ce vă puteți aștepta, nu mai venea așa în minte luna. Vedeam la august, iulie, ce să mai... Septembrie, da? Vine și echinocțiul de toamnă pe 22 septembrie. Înainte să începe talara, să știți că am simțit așa un mesaj pentru voi, că ar trebui să vă bucurați de faptul că ați ajuns foarte departe. Simt așa o mândrie pe alocuri, o mândrie frumoasă, pozitivă, și ar trebui să fiți foarte mândri de voi, pentru că simt așa că ați progresat foarte, foarte, foarte mult. Mulți dintre voi ați progresat foarte mult în ceea ce faceți voi, în munca voastră, în absolut orice vă preocupă pe voi și vă interesează din punct de vedere profesional, personal, dezvoltare personală. Avem aici magicianul foarte frumos, ia uite. La baza pachetului este și pentru voi cartea aceasta, pentru că este Mercur, ceea ce înseamnă că avem gemeni și fecioară și un cavaler de monede. Da, ați ajuns foarte departe, aveți în mintea voastră foarte multe posibilități, foarte multe lucruri pe care puteți să le faceți. E aici puțină magie, puțină alchimie, aș putea spune. Aveți foarte multe lucruri la îndemână și ar trebui să vă preocupați în această lună să faceți cât mai multe lucruri, să le duceți la bun sfârșit sau în orice caz să întreprindeți cât mai multe lucruri din punct de vedere profesional. Pe undeva pe aici simt și ideea că ar trebui să așteptați momentul potrivit. Dacă nu simțiți să faceți ceva, poate că trebuie să mai lăsați foarte puțin timp, o zi, două, și o să vă vină inspirația, o să vă vină ideea, o să vă vină răspunsul, sclipirea momentului. Avem aici 9 de monede, foarte frumos. Vedeți, ați ajuns foarte departe din punct de vedere profesional. Regina de monede, da, 4 de monede, 8 de monede, dacă și astea sunt. Nu, avem soarele și 2 de spade, foarte interesant. O etalare foarte pozitivă din punct de vedere profesional, financiar, în mod special. Sunteți pe drumul cel bun, să știți. Aveți aici foarte multă energie de pământ, cum ar fi Capricorn, Taur, Fecioară, Fecioară în mod special, că am văzut magicianul, foarte multă energie de pământ. Deci și sezonul Fecioarei, încă suntem în sezonul Fecioarei când postez eu acest clip, până pe 20 septembrie, deci ca lumea aveți foarte mult timp la dispoziție să profitați la maximum de această perioadă, pentru că este o perioadă care vă va ajuta foarte mult să faceți cât mai multe lucruri. Aici chiar este ideea de a face, de a întreprinde, de a gestiona, de a planifica, de a materializa, de a scoate la iveală și de a profita în cel mai bun sens posibil de resursele pe care le aveți. Magicianul e cel care are foarte multe resurse, e începător, e un inițiat, dar are foarte multe resurse la îndemână, știe foarte bine ce are de făcut, sau în orice caz e foarte studios, încearcă să-și dea seama, învață. E aici și ideea de alegere, e și aici ideea de un început pe alocuri. Dar cred că e mai pe la sfârșitul acestei luni, așa simt că o să vină un început ăsta să vă puneți în evidență, să vă scoateți în evidență toate trăsăturile în această perioadă. E foarte multă energie de pământ, cum am și zis. Avem aici și 9 de monede. Avem aici 9 de monede. Multă putere din punct de vedere antreprenorial, ca să zic așa, nu știu, poate sunteți și oameni care lucrează pe cont propriu, mai mult ca sigur aveți o afacere, aveți foarte multe resurse, primiți foarte multe resurse și simt așa o dorință nesecată din partea voastră să tot creați, să tot faceți cât mai multe lucruri, să tot întreprindeți cât mai multe situații, cât mai multe proiecte, de fapt, să experimentați, că magicianul experimentează, să experimentați cât mai multe lucruri și din punct de vedere profesional mai ales, și să le și puneți în practică. Aici chiar e foarte multă practică, trebuie să puneți în practică tot, toate ideile voastre, puneți-le în practică, puneți-le să lucreze pentru voi, pentru că o să vă ajute foarte mult în această perioadă. Da, aici cineva foarte puternic, care a învățat foarte mult timp, poate an la rândul, da, uite câte cărți sunt aici foarte stufoase
și în continuare încearcă să își perfecționeze munca. E ceva la care voi lucrați și cu care vă mândriți, efectiv, etalați peste tot aceste monede. Da? Uite, sunt puse și aici, și aici, și aici, și aici. Într-adevăr, este suita de monede, dar în orice caz, sunteți foarte mândri de munca voastră și așa ar trebui să și fie și să fiți, am zis de la început. Cu 9 de monede, regina de monede, poate să fie vorba și despre o femeie foarte puternică financiar, poate să fie vorba despre un om pe care voi l-aveți așa ca inspirație, da? Vă inspirați de la această persoană foarte mult. Regina de monede poate să fie o mamă pe undeva pe aici, foarte multă influență feminină totodată. Prietene, de ce nu? Dar în orice caz e o femeie cea care vă inspiră foarte mult, poate să fie și din familia voastră. După care 4 de monede, 8 de monede, deci puteți să și multiplicați, să dublați ceea ce aveți de la 4 la 8. Atenție totuși la posesivitate, într-adevăr aici este puțină posesivitate cu 4 de monede, atenție la obsesie, să nu faceți obsesie, să nu vă doriți foarte mult să câștigați foarte mulți bani, să fiți prea cuprinși în material, prea cuprinși în zona asta financiară, eu simt mai ok financiar, poate să fie vorba și despre partea asta care ține de corp, da? Partea noastră, material a omului, cum ar fi corpul. Să nu fiți prea preocupați, obsedați de corp, cum arătați și așa mai departe, de să faceți prea mult sport, să, nu știu, chestii de genul acesta, să nu intrați în burnout sau ceva de genul. Să vă epuizați, corect. Să vă epuizați din multe puncte de vedere, fizic și psihic mai ales. Asta e așa ca da, un sabie cu două tăișuri, da? Uite, doi de spade. Există și reversul medaliei, deci atenție, uite, acum mi-a venit ideea. Avem soarele, care este o carte foarte frumoasă, puternică. Aici este și o lună, care reprezintă o bucurie imensă. E cea mai pozitivă carte din tarot. Dacă mă întrebați pe mine, e una mai pozitivă de atât. N-am cunoscut. Nu știu care ar putea fi. Deci, într-adevăr, avem aici foarte multă pozitivitate, bucurie, împlinire personală. Dar cu doi de spade, ceva într-adevăr. Deci am zis? Am zis ideea de o sabie cu două tăișuri. Pe cât de multă putere materială este aici, pe atât de multă instabilitate poate să fie, poate să apară, pe atât de multă îndoială poate să apară, da? Deci unde este ceva, nu știu, unde este un lucru, atunci este și opusul lui pe undeva. Că este echilibrul, este legea echilibrului, este yin și yang, da? În viața asta de aici, pe pământul acesta, există și bine și rău, și pozitiv și negativ, și lună și soare, că tot avem aici, și lună și soarele. Deci, atenție foarte mare la banii voștri, atenție la cum vă investiți banii, atenție la cum vă gestionați banii, ce faceți cu banii voștri, unde investiți, cine vă inspiră din punct de vedere financiar, dacă aveți un plan din punct de vedere financiar, dacă îl urmați și așa mai departe, pentru că este foarte important, da? Pe cât de bine poate să fie, pe atât de rău poate să fie și pot fi și niște lipsuri sau chestii de genul acesta, de aceea mă duce cu gândul la asta fix prin doi de spade. Da? Pentru că e acolo ideea de îndoială. Atenție să nu vă îndoiți de voi în această perioadă, să nu vă îndoiți de cât de puternici puteți să fiți, cât de solari puteți să fiți, cât de magnetici puteți să fiți. Deci atenție la această îndoială, pentru că o să apară puțin pe parcursul lunii. Și hai să vedem și niște cărți de oracol. Bun, avem aici un nou. Ia uite. Asta e fix, este rezumatul la fix tot ceea ce am zis adineauri. Avem aici succes asigurat cu planuri foarte bune și cu muncă. Și cu multă muncă, da? Deci se poate, aveți un succes asigurat și aici un nou. Deci este pe cale să iasă o idee nouă, să se întreprindă ceva, da? Am zis de la început. Vei primi un cadou.
Avem aici o cutie. Foarte interesant. Avem aici un lanț. Mai multe evenimente care se țin la spate, care îți vor afecta viața. Din punct de vedere profesional, în mod special, s-ar putea ca acest cadou să aibă o însemnătate, s-ar putea să aibă acești bani, în mod special, chiar simt aici foarte mulți bani, îți pot influența foarte mult viața. Depinde de tine. Doi de spade și cu magicianul de la început. Va depinde foarte mult de tine. Vă amintiți ce spuneam de foarte multe posibilități în mintea voastră. Aveți foarte multe posibilități și puteți crea foarte multe lucruri. Dar depinde de voi ce creați, bine sau rău, bine sau mai puțin bine sau bine sau și mai bine decât sunteți acum. Da, și asta o să vă afecteze și o să vă influențeze viața. Nu vreau să le iau mutamă pentru că sunt contexte diferite. Bun. Avem aici niște struguri. Este timpul să ieși, să ieși și să te distrezi. Exact. Cu patru de monede sunteți prea cuprinși, poate în această lună să faceți bani, să lucrați, să munciți, dar e aici o pasiune, adică o faceți din foarte multă pasiune și respect, am simțit să zic. Puneți foarte multă pasiune în ceea ce faceți. În munca voastră, nu contează că faceți ceva foarte, nu știu, obișnuit. Voi faceți treaba cu foarte multă minuțiozitate, ca să zic așa. Ia uite, avem și un curcubeu. Partea cea mai grea a unei situații este la revedere, este papa, s-a terminat. Foarte interesant, avem și o săgeată. Ești pe drumul cel bun cu privire la anumite aspecte din viața ta. Aici, clar, cu privire la banii, la situația voastră financiară, la partea asta profesională, sunteți pe drumul cel bun. Să știți foarte mult pe drumul cel bun și dacă până acum nu simțiți chestia asta, din luna septembrie o să simțiți tot mai mult lucrul ăsta. Sfatul meu este să și faceți ceea ce iubiți, să faceți ceea ce ceea ce simțiți să faceți, să lucrați ceva ce vă aduce foarte multă pasiune. Bun. Și trebuie să te aperi. Avem aici un scut. Trebuie să te aperi, doi de spade. Trebuie să-ți aperi gândurile, trebuie să-ți aperi mintea, trebuie să ai grijă, pentru că aici a apărut. Trebuie să ai grijă să alegi ce e corect pentru tine, poate vor fi și anumite ispite, probabil, uite, cadoul ăsta mâncam duce pe mine. Atenție, că simt nevoia să vă zic chestia asta, că am zis la început că succesul este asigurat dacă lucrați mult, mult. Dacă vă dați silința mai mult, adică nu o să pice așa din cer. Cu planuri foarte bune și cu munca cu un volum de muncă mai ridicat, să zicem așa. Și având în vedere că apare aici că o să primești un cadou, atenție la chestia asta, atenție la ce vă spune acest cadou, atenție să fie ceva cu care simți că rezonați, pentru că aici văd că o să câștigați foarte mult și o să ajungeți foarte departe cu muncă, cu ceva timp petrecut în birou, la locul de muncă, în spatele culiselor și așa mai departe, dar să nu uitați totul să vă și distrați, să mai ieșiți. Și mai puțin de la a primi un cadou sau de a primi totul de-a gata. Deci, atenție la chestia asta, la tentația asta să primești de-a gata totul sau foarte, foarte ușor în luna asta, pentru că nu simt că iese neapărat ceea ce trebuie, dar nu simt că este 100% ideea în această perioadă. Și pur și simplu, da, și aici ideea să nu te îmbesc cu apă rece, da? Că primești ceva foarte ușor și te gândești, ia uite ce ușor aș putea să primesc. Eu zic că mai mult pe partea asta de a-ți da interesul și a depune un efort, atunci o să primești. Dar voi deja faceți chestia asta, eu simt că, nu știu, cadoul ăsta este așa, dă niște stări mixte. Acum depinde de fiecare, eu uita la regenerală, luați cum rezonați. Bun. Ce să zic? Aveți o etalare foarte pozitivă, să știți. Bună, bună, foarte, foarte bună pe partea asta de a lucra și a face bani, sincer.
Și asta este bine, că sunt perioade și perioade și trebuie să profităm la maxim de ele, pentru că nu mereu avem inspirație, nu mereu avem chef să lucrăm foarte mult sau mai bine și așa mai departe și e bine să profităm de ele. Și ca zodii, am zis, ca zodii de pământ, capricorn, fecioară, mă special, și taur, balanță și leu. Iar ca numere importante, 8 septembrie, 4 septembrie, postez asta cu o zi înainte, da, 14-18 septembrie, nu simt că e o zi care este în evidență, 19 septembrie, cam atât pentru voi, dragii mei, o lună frumoasă vă doresc și ne vedem data viitoare.